Raportul publicat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România cu privire la stadiul proiectelor de infrastructură în luna iulie 2016 arată că lucrările pe cele trei tronsoane ale viitoarei autostrăzi Lugoj-Deva au avansat cu 1,4% în ultima lună în ce privește execuția proiectelor. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a publicat raportul pentru luna iulie privind stadiul proiectelor de infrastructură. În cazul viitoarei autostrăzi Lugoj-Deva, execuția lucrărilor pentru cele trei tronsoane au avansat cu mai puțin de 5% față de situația prezentată pentru luna iunie. Pe lotul 2 al viitoarei autostrăzi Lugoj-Deva, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 42,64%. Proiectul tronsonului de 28,6 km are o valoare de 563 de milioane de lei fără TVA. Pe lotul 3, stadiul fizic al lucrărilor este de 55,54% în luna iulie. Valoarea proiectului este de 578 de milioane de lei fără TVA. Pe lotul 4 al autostrăzii, stadiul fizic al lucrărilor este de 47,28%. Valoarea sa este de 420 de milioane de lei fără TVA. În noiembrie 2013 au demarat cele trei proiecte, iar în primăvara și vara anului următor au fost începute lucrările. Termenul de finalizare a celor trei tronsoane a fost stabilit potrivit contractului la 27 mai 2016. Din cauza întârzierilor, proiectele au fost fazate pentru a putea primi finanțare prin programul operațional sectorial. O serie de probleme au împiedicat finalizarea la timp a autostrăzii Lugoj-Deva, potrivit raportului CNADNR, lipsa autorizației de construcție pentru mai multe secțiuni, necesitatea unor lucrări suplimentare, precum cea a ecoductului de pe lotul al treilea, lipsa autorizației de construcție pentru exproprierile suplimentare de pe locul 4, probleme de relocare a liniilor de înaltă tensiune de pe lotul 4 care au blocat lucrările la viaductul Brănișca, lipsa acordului de mediu revizuit pentru secțiuni din lotul al doilea.